șoseaua Transalpina va fi redeschisă circulației publice după topirea zăpezii, iar șoferii vor putea conduce pe cel mai înalt drum peste o lună. După documentele întocmite, Transalpina este DN67C, drumul regelui. Transalpina este așa un nume dat, dar hai să zicem DN67C, drumul regelui, până pe 31 martie. Deci luna a treia, după care urmează să se întreprindă măsurile de curățire a drumului. Normativele drumarilor arată că Transalpina trebuie să fie închisă până pe data de 31 martie, însă în cazul în care zăpada nu se va topi, perioada cu restricții ar putea fi prelungită. Reprezentanții de la drumuri vor merge pe 15 martie să facă și verificări pe traseu. După 15 martie noi vom urca și vom face o verificare, să sperăm că putem să ajungem până în zona cărbunelor, să trecem zonele cele mai periculoase și vom face o informare directorului general, domnului Cătălin Homor, și în funcție de analizele care se vor face, vom lua măsurile necesare să dăm drumul la circulație. Nu cred că va fi cu 1 aprilie, pentru că totuși este zăpadă multă. Dar bucura să fie așa, mai sunt câteva lucrări pregătitoare, trebuie să montăm semnalizarea, urmează după aceea să trecem la celelalte activități de creștere a siguranței drumului, însă se fac pe parcurs. Pentru a evita accidentele rutiere, circulația va fi interzisă pe timpul nopții din cauza traseului dificil.